Așadar, dragilor, iată-ne din nou la stupină de dimineață. Am fost, am făcut filmulețul acela în care v-am povestit despre biostupul și despre performanța lui, varianta pastoral. Acum, fiindcă ne aflăm pe linia aceasta a treia, pe care am mai aerisit-o, nu? Știți bine că am vândut o parte din familie de aici, adică le-am văzut aproape pe toate ce mai rămas așa pe aici, colo, câte ceva. Rămăseseră și aici un... nu rămăseseră. Albina, care a mai fost în câmp, în sfârșit, am încercat eu să pornesc aici un nucleu, dar să bezmeticiseră și mi-am amintit că am la îndemână mătcuța aceea fără aripi. Aici este ea adusă, dar ea știe foarte bine, de fapt am și de la ea transmis să faci un filmuleț, chit că n-am mai ajuns, vreau să văd ce face bătrânica, da? Matca asta fără aripi, ce minune a mai făcut ea. Dar ea, uite că acum m-am apucat să umblu în el și am zis, hai să fac și un filmuleț. Am luat o primă ramă, dar trebuie să vă povestesc mai întâi cam ce s-a mai întâmplat de atunci, de aia, de când am văzut noi că a început să crească boci. Bine, după ce a crescut o botcă frumoasă și am dus-o la vecinul, și aici matca ouă foarte bine, am dus-o și în spate, iar și o mătcuță din ea a apărut. Ea și-a continuat treaba, și anume a continuat să crească boci, una, două boci, așa, nu are mai multă forță. Deci, surplusul de lăptișor care rămâne, îl concentrează în creșterea una sau două botcuțe. Da, dar ea, am mai cules noi o parte din boci, am trimis, am mai dat în stânga, în dreapta și trebuie să spun că, la un moment dat, cum s-a făcut, cum s-a întâmplat, una din boci n-am desesizat-o la timp, sau mai bine spus, n-am calculat timpul perfect. Erau trei boci frumoase, chiar le admiram, le știi și tu, Daria. Una era izolată, două erau gemene. Ei bine, a ieșit una din cele gemene, două gemene, le-au rost pe celelalte două. Și am găsit-o pe ea plimbându-se și manifestând destulă neînțelegere față de mama, matca mamă, cea fără aripi. Ea era destul probabil amenințată, ca și cum a spune, băi, da, crezi tu că mai rămâi mult aici, uite, numai eu cât am să mă duc la împerechere și când mă întorc, am luat gâtul. Deci nu era o colaborare nicicum, era agitată, stresată matca mamă. Așa că am luat-o cu tot cu ramă și am dus-o într-un nucleu, nu știu dacă o fi primit, un nucleu care nu avea matcă, trebuie să se boci. Așa că acum m-am reîntors și vreau să văd după aproape o săptămână ce a mai făcut mătcuța aceasta. Dar, dragilor, fiindcă am dus-o ramă cu puietul pe care era matca aceea neîmperecheată și care, mă rog, manifesta destul la agresivitate, în loc am adus, dezechilibrasem destul de tare acest nucleu, am adus o altă ramă cu puiet, cu albină și am făcut experimentul ăsta, am vrut să văd ce se întâmplă, se schimbă decizia pe care o aveau de a crește boci sau albina va fi asimilată acestei idei și va fi și ea convertită, să spun, spre schimbul liniștit. Adică și va menține tendința de schimb liniștit. Haideți să vedem acum, că nu știu exact ce s-a întâmplat. N-am mai avut timp să ajung. Deci, vizităm acum, după etapa care am dus deja matca aceea ecluzionată. Sigur că lucrul este mult mai dificil acum, cu o singură mână trebuie să fac asta.
dimineață l-am avut pe Ștefan, acum nu mai este pe lângă mine, un cetățean de pe aici, un vecin. Vom vedea ce fel am filmat. Important e mesajul pe care am dorit să vi-l transmit, acela că biostupul pastoral are niște posibilități extraordinare de, pe care merită să le valorificăm. Deci aici nu o vedem pe mătcuță. Ea este într-o zonă unde ouă. Schimb eu și eu marcă rama dintr-o mână în alta. Nu este pe aici. Ceva celule ar fi pe aici, în care ar fi pregătite pentru o oat. Da? Dar ea nu este. Mergem mai departe. Ne mai uităm și pe partea asta. Aici avem larve în creștere. Da? Deci o zonă cu larve în creștere. Este albul acela sidefat, care anunță că este un puiet sănătos, da? Asta de la matca, asta fără aripi. Continuăm ușor. Să vedem ce se întâmplă cu ea. Ma, eu vreau să văd dacă a mai crescut sau nu, boci. Asta e povestea. Deci dacă aducerea ramei cele cu puiet și cu albina de acolo eram obligat să o fac pentru că procesezăm un dezechilibru puternic și așa e o destul de slab, ei luasem și o ramă cu puiet pe care s-a aflat mărcuța aceea, era totul era o lovitură puternică dată lui. Și sigur, nu știu dacă aș mai fi crescut. Deci am și vrut să văd experimentul acela. Dacă sentimentul de schimb liniștit va fi păstrat sau dacă se schimbă. Este un puiet sănătos, vedem bombat spre exterior. Este semn că sigur mai sunt și găuri pentru că ea nu ouă în fiecare celulă. Apoi mai vedem încă ceva. Această celulă este, nu, de trântor. Nu știu dacă ea a fost de trântor. Nu cred că a fost de trântor, e așa izolat o singură celulă. Ci pur și simplu faptul că albina își dă seama că e un mascul, adică aici a pus un ou și ouul a fost nefecundat, atunci l-a crescut și va ieși de aici un mascul. Iată și aici un acoperă albinuța. Da? Și în partea asta-altă. Să ne uităm cu grijă și pe partea cealaltă. Vedem dacă matca este pe aici, undeva. Destul de greu, dar avem mare grijă să nu... Opa! Iată, dragilor, avem și o botcă. Iată, nu s-a schimbat ideea de schimb liniștit. Avem o botcă aici. Botcă frumoasă. Este superb. Odată ce decizia a fost luată, când am îndepărtat mătcuța aceea, iată că a mai crescut o botcă. Da? Deci este o botcă superbă. Sper să o valorific. Să nu mai pățesc ca data trecută și sunt târzi. Iată mâine sărbătoare, Sfântul Ion.
duminică, luni, după cum arată ea, mai durează mai mult de două zile, abia încheiată, e crudă, da? O vedem la vârf, acolo e o botcă crudă. Asta am dorit să văd în primul rând, dacă sentimentul de schimb liniștit se păstrează și dacă cresc în continuare boci. Deci am adus rama aceea, albina care a sosit s-a supus decizii pe care o luaseră deja de mai multe vreme familia și în înțelegere cu matca. Deci matca acceptă chestia asta. Ea se uită în oglindă și se vede fără aripi, fără, da? Deci își dă seama de imposibilitatea de a continua activitatea, posibilitatea ei de a continua activitatea și atunci schimbul liniștit este menținut. Nu s-a produs schimbarea deciziei. Este lucrul cel mai important pe care mi-am vrut să vi-l prezint. Așadar, continuăm. Dacă mai este și o altă botcă, una am găsit-o pe rama asta. Vom căuta, nu știu dacă găsim și marca, ar fi lucru frumos, interesant, pentru că numai așa vă pot convinge că suntem de fapt la un nucleu cu matca aceea care nu are aripi. Adică povestea este adevărată, nu că e lucruri imaginate de mine. Mai avem doar două rame. Acum nici n-am făcut un control riguros. E destul de dificil cu o singură mână să... Încercăm în continuare. Căutăm să fim cât mai atenți, să nu scăpăm rama. Iată încă o ramă, dragilor. Aici, în zona asta, este numai uiet. De fapt, vreau să vă spun că se deosebește zona de pe ramă în care mai avem și ceva miere, da? Și zona asta cu celule goale, dacă apropiem, vom găsi în mod sigur, nu știu dacă se vede, mai greu. Aici trebuie să găsim ouă. Ma, și cu ochiul meu, prin ochelar, nu cred că văd, dar îmi dau seama din felul în care e organizată zona asta. Pe aici, undeva, matca trebuie să fi fost, cât de curând. Ia să ne toarce și pe partea asta altă. Poate chiar o descoperim. Iată, am văzut-o, dragilor. Cu asta v-am confirmat că e vorba de mătcuța aceea. Mătcuța răgălie, dar care face treabă în continuare. Este stăpânită de gândul de a schimba. Ar vrea, așa cum am gândit-o eu, un schimb liniștit, cât fica care apare să nu-și manifeste agresivitatea, să lucreze împreună cu ea. De fapt, ea e la al treilea nucleu pe care îl întoarce din bezmedicire. Da? Deci când am descoperit-o, am dus-o la un nucleu bezmedicit, a rezolvat la al doilea și ăsta e al treilea nucleu pe care îl rezolvă. Am și făcut filmulețele acelea în care spuneam, este superb cum întoarce chiar din bezmedicire, ori o matcă tânără nu are șansa să o facă pentru că ea și manifestă un fel de a se mișca pe ramă, încât atrage atenția albinei și albina sare pe ea una, două și o termină. Pe asta am privit-o cu mult. Probabil că se întâmplă așa, am văzut recent un câine care a venit aici la Rex. Voi ați văzut filmul acela cu Rex. Rex este un câine destul de
puternic și nu tolerează așa pe orice câine să vină în zona lui, își apără teritoriul. Dar de data asta a venit unul și din clipa în care s-a apropiat de el, cu coada întrevine, într-o supunere totală, s-a întors pe spate, da? Și a oferit zona moale, să zic așa, și a oferit gâtul, abdomenul și, ca și mai spune, uite, vezi, faci ce vrei, eu nu mă opun. Și atunci Rex l-a lăsat și l-a acceptat. Cred că asta face și mătcuța asta. Deci în clipa în care pătrunde în să spunem, într-un alt nucleu, faptul că ea nu se poate mișca, faptul că nu poate fugi, determină albina să se comporte cu multă grijă și nu sare pe ea. Iar după ce fica apare, am avut secvența aceasta, că n-am luat-o din nucleul acela decât după ce am găsit-o cu fica ei împreună, faptul că este într-o zonă destul de strânsă, adică 5-6 rame cum sunt de fapt într-un nucleu, fica are tot timpul tendința asta de a își manifesta agresivitatea. Am văzut filmulețul acela când s-a repezit la ea, și deodată s-a potolit. În continuare, există un stres destul de mare, pentru că în mod normal, într-o familie puternică, când schimbul s-a făcut, ea se retrage într-un colț, în colțul opus din stup, matca tânără preia comanda și asta e ușor, este mai puțin hrănit, nu? Și știți bine cum se întâmplă. De data asta, lucrurile stau altfel. Ea, fiind într-o zonă de asta mai strânsă, mama, fiica nu e mulțumită pentru că se împiedică de ea, pur și simplu se împiedică de ea. Așadar, dragilor, observați că cu câtă greutate se mișcă, gata, gata să pice, uitați-o, nu e deloc ușor să te strecori în starea asta. Ea are și un picioruș, parcă defect, fără aripi, fără... Da. Haideți să o punem și să o lăsăm în liniște să-și facă treaba. N-am găsit decât o singură botcă. Asta e forța pe care o mai are și apoi la timpul ăsta ideea rămâne de schimb liniștit, dar nu mai există interesul mare de a construi 2-3 botci. Acum interesul maxim pe care îl manifestă albina este să încerce să supraviețuiască peste iarnă, chiar cu ea, până la urmă, așa cum vedeți, încă mai ouă câte puțin, ea speră să treacă iarna, nu? Împreună cu albina asta pe care o construiește. Acum problema se pune să aibă cât mai multă albină ca să poată supraviețui. Și totuși, mare încercare aceea, pe rama aceasta, deci, da? Asta e rama cu botcă. O să facem aici un semn cu B, ca să ne ducem direct pe ea. Așadar, v-am convins că o matcă de aceasta este cu adevărat valoroasă din clipa în care acceptă. Cred că cel mai greu este din partea mătcii să producă. Bine, asta dacă matca, la rândul ei, vine într-o, să zicem, dintr-o genă de schimb liniștit, doar albinele sunt ale ei, sunt fiicele ei. Deci, predominant rămâne mesajul familiei, dar și în colaborare, repet, cu matca, pentru că fiicele, ca să ajungă la ideea asta, trebuie să aibă
în genă treaba asta, de la mama lor, nu? Deci este superbă chestia, nu-i ușor de descifrat, nu e la îndemână. Pentru că cum altfel se întâmplă ca în alte familii să decizia să o ia, totuși familia, sesizând lipsa de performanță a mătcii și matca se opune. Fiicele sunt de acord cu schimbarea, iar matca se opune. Ei bine, asta e valabil, nu știu, sunt lucruri greu de înțeles. De ce spiritul din familie, deci e mai puternic, poate să vină peste matcă, da? Spiritul din familie, deci familia vede cam care e potențialul mătcii și decide schimbul liniștit, iar matca se opune. Fiicele spun, nu vezi că nu se mai poate, gata. Ei, aici este înțelegere perfectă. Ele, în generațiile trecute, probabil nu mai există deloc albine din aceea în care se besmeticiseră, da? S-a regenerat, este mai bine de o lună de zile de când noi am vorbit de treaba asta. Albina a dispărut, acum sunt fiicele ei, practic, aici. Deci, vedeți, sunt lucruri deosebit de frumoase, interesante. Aceea, apicultura rămâne un domeniu fascinant. Ca și la matematică, nu obosești deloc dacă tot încerci să descifrezi, să vezi ce și cum. Vă spuneam dimineață de biostupul acesta pastoral, rămân din ce în ce mai încântat de posibilitățile lui, pentru că se pretează foarte bine, nu, la pastoral. Ai doar două rame. Asta, într-adevăr, e mult mai greu. Pe drept cuvânt, cei care ați privit la el, a spus, băi, ce fac cu lădoiul ăsta, cum să-l mă duc? Că apicultura cu adevărat performantă se face dacă te duci după floare. Deci, cei care fac pastoral au un câștig sigur. Nu totdeauna câștig, dar nu-i floare aici, poate la cealaltă, nu-i aici, e dincolo. Da, și mergând 5-6 puncte, așa, reușești să prinzi. Am făcut pastoral atâta vreme, la vagoane, chiar așa, celor de la vagoane le-aș propune biostupul acesta de tip vagon, pentru că am gândit și pentru partea din spate, nucleul din spate, posibilitatea să iasă albina, iar chiar dacă nu-l folosesc, să zic, spun eu, au pastoralul cu ei, câțiva stubi aceștia pe care îi pot da jos și ei știu foarte bine la vagon în perecherea mâților este destul de dificilă și cum să nu ai șansa să crești și în roiniță și în buzunărel două măci pe vară, 5-6 măci, câte 2-3. Deci este un lucru extraordinar. Și fiind mai ușor, se poate băga în vagon, nu? Și pe urmă da jos. Deci ai un 10 stupi de aceștia tip pastoral, lângă varianta de tip vagon, și atunci îți asiguri pentru vagon creșterea a jumătate, să zicem, din numărul de măci de care ai nevoie pentru a-ți împrospăta, pentru a-ți reface, să spunem, familie de albine, pentru că știți bine, apare neapărat nevoia ca anual măcar jumătate de măți să ți le poți înlocui. Așadar, ne oprim aici, dragilor. V-am prezentat și acest filmuleț. Sper să vă fi făcut o surpriză plăcută. La revedere!